Vă salut! Vedem aici utilajul meu și cu accesoriile pe care le am și sunt o parte dintre ele, remorca nu o am aici, dar o puteți vedea în celelalte clipuri de pe canalul meu și aș vrea să vă spun părerea mea după 2 ani de la cumpărarea și utilizarea acestei motosape profesionale. În primul rând, motosapa am cumpărat-o cam cu ochii închiși. Când am cumpărat-o nu știam mai nimic despre ele, văzusem și eu vreo 2-3 clipuri pe internet. Am zis că ar fi ok una din asta să ne ajute la munca prin grădină. Am căutat și am găsit acest model care mi-a plăcut. De-aia e și un Ruri, să zic așa, și modelul ăsta 751, pentru că ăsta mi-a plăcut cel mai mult când l-am cumpărat. După 2 ani de zile i-am schimbat o bujie și ar mai avea furtunul acesta cam copt, nu l-am schimbat încă și am întrebat la service, nu este prea complicat de schimbat. Am crezut că trebuie să desfac aici, dar nu. Nu este nevoie să desfacem nimic, pur și simplu se trage de el, se scoate de aici, de aici și se înlocuiește cu alt furtun. În utilaj, așa cum vedeți aici, mai bag niște aditivi, este doar unul dintre ei. Bag și în benzină și în uleiul de cutie și cel de motor, dar asta o să mai vedeți probabil în clipurile mele. Referitor la accesorii, pe parcurs am mai cumpărat față de cele cu care a venit și intenționez să mai iau. Mi-ar plăcea să am și o semănătoare și eventual și o mașinărie de pus cartofi. Și cum ne uităm așa la ele, aș putea să vă spun după experiențele mele de utilizare că roțile de metal eventual și cu niște greutăți sunt absolut obligatorii la utilajul ăsta și la alte motosape. Cu ele avem o eficiență foarte bună a muncii, a consumului de carburant și a timpului petrecut cu activitatea în sine și pur și simplu sunt obligatorii. Nu te poți descurca cu roțile de cauciuc să tragi o rariță sau plug sau alte accesorii din astea. Plugul este reversibil în cazul meu. Are nevoie de mai multe reglaje și pentru începători, cum suntem majoritatea dintre noi când cumpărăm un astfel de utilaj, sunt cam greu de înțeles și ajungem cam greu să-l stăpânim, dar din mai multe încercări se pot obține rezultate bune, zic eu. Și după cum se vede, eu am bătut și călit cuțitele de la plug, așa cum ne-am priceput și noi. Am făcut treaba asta anul trecut, dar nu am reușit încă să mai dau cu el. Anul ăsta sper să reușesc. O să fac și un clip când o să-l bag și o să vedem cum ne descurcăm. Ca efort, aș putea să zic că este cea mai grea muncă cu o motosapă, să ari, pur și simplu, mi se pare cel mai greu. La freze, am dat cu ele așa cum au venit, nu le-am ascuțit, în mod normal ele se auto-ascut prin folosință, dar am făcut o modificare. Am scos talerul în afară, am sudat aici prelungirea asta, pentru că ele când au venit erau foarte aproape de cuțite. Pur și simplu aici era un deget spațiu între taler și cuțite și toate cuțitele erau orientate ca ăsta în aceeași direcție. Și dădeai prin pământ, puțin umed, mai lua 2-3 buruieni, pur și simplu se încărca de aici, din partea asta, până în taler, se încărca, se făcea tăvălug, nu mai aveai niciun randament cu el prin pământ. Și le-am
prelungit. După prelungirea asta am obținut rezultate foarte bune. Chiar mi-am ușurat munca cu frezele. Cultivatorul mi se pare cea mai ușoară muncă cu utilajul ăsta. Se reglează foarte ușor. Are aici două șuruburi. Reglăm lățimea de lucru și aici pe adâncime. Și de aici, de la roată, la fel un reglaj. Deci ăsta mi se pare cea mai ușoară muncă pe care o faci. Dacă e bine reglat, utilajul pur și simplu trage foarte lejer la relantiu și trebuie ținută doar direcția. Și sunt foarte mulțumit de el. Cuțitele am dat cu ele prin mai multe locuri cu pietriș, cu multe pietre, așa cum ați văzut în clipurile mele. Au rezistat, mă așteptam să mi se îndoaie, dar nu. Pur și simplu merge foarte bine ăsta. Și cea mai ușoară muncă, cred eu, cu motosapa. Aici mai am o rariță fixă și una reglabilă. Cea fixă m-am descurcat foarte bine cu ea la șanțurile pentru cartofi. Și când i-am astupat, la fel, m-am descurcat bine. Și pentru porumb am fost nevoit să o cumpăr pe asta reglabilă. Are o deschidere mai mare aici în spate. Și la fel am făcut o treabă foarte bună. Nu cred că reușeam să-i îngrop foarte bine, asta fiind mai îngustă. Și după utilizarea pe suprafețe mai mari la porumb, la rarița reglabilă, aș vrea să-i adaug aici la spate, de aici cumva o prelungire sau să-i pun ceva, gen cum este roata asta de la cultivator sau un fel de patină, ca să îmi ușurez munca când am mult de dat cu ea. Ea are ceva aici, dacă se vede, dar nu este suficient. Deci, după utilizarea ei pe suprafețe mari, asta cred că am nevoie să-i fac. Și în viitor, probabil o să fac șanțurile la cartofi cu asta fixă și o să le astup cu cea reglabilă. Plugul pentru cartofi, un accesoriu foarte bun, se reglează pe adâncime, posibil din una, două încercări, și merge destul de bine. Inima asta, cum arată ea, așa intră în pământ, păghiarele astea, cartofii ies și rămân la suprafață. Cu el câștigi foarte mult timp față de metoda clasică, cum îi scoteam noi cu sapa, cartofii din grădină. Aici mai am niște manicoți, sunt noi, i-am luat pentru că i-am tăiat pe cei de la roțile de metal. Nici măcar nu i-am probat încă, să văd dacă se potrivesc, ei nu sunt fabricați de Ruris. Dar cred că o să încerc la roțile de cauciuc și o să dau probabil și o tură de agrement cu motosapa. Luate per total așa, astea sunt accesoriile, asta este motosapa. După 2 ani de zile pot să spun că este un utilaj foarte bun pe lângă casă. Ar fi bine cu cât mai multe accesorii, așa cum intenționez și eu să mai cumpăr o semănătoare și o mașinărie de cartofi. Și sunt foarte mulțumit de ce, și de el și de ce reușesc să fac cu el. Remorca o puteți vedea în alte clipuri de ale mele și cam astea sunt. De-a lungul timpului, pentru că pun de ceva timp clipuri cu acest utilaj,
Am primit mai multe comentarii cu păreri, cu sfaturi de la voi. Vă mulțumesc pentru ele. Am văzut și am aflat de lucruri noi. Am învățat chestii foarte utile. Așa că vă mulțumesc. Sper că v-a plăcut acest clip și accesoriile pe care le am eu la utilaj. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi frumoasă și recolte bogate cu utilajele pe care le aveți voi.